partidă de pescuit crab mari pe lacul Sărulești, un lac recunoscut pentru exemplarele capitale pe care le găzduiește, și am hotărât să vă prezint monturile cu care am pescuit în această partidă. Două monturi cu care aș pescui pe orice baltă pe care aș merge. Și să începem cu cârligele. Eu folosesc doar cârligele de la Gamakatsu. Monturile sunt diferite. O montură cu wide gape pentru două bile de fund de 16 mm și cealaltă montură este o montură cu un cârlig curbat, super hook, pentru montura de tip snome. Cârligul este numărul 4, este, după cum puteți vedea, destul de gros, pentru că noi în această zonă avem agățătură și cârligul trebuie să fie un pic mai gros pentru a putea trage mai energic de pești. Vom folosi un fir de 20 de libre, îl vom decoji. Am decojit. Vom lua un varniș. Vom pune pe firul de forfac. Vom lua cârligul. Pentru că dăm cu două bile de fund, vom pune un stopor care să oprească culisarea bilelor sus și jos. Acesta. Apoi facem un braț. Tăiem surplusul de material. Vom lua între timp două boilăsuri de cârlig de 16 mm tari. XXL de la CPK. Le punem pe firul de păr. Punem un opritor. Tragem opritorul, stopărul de silicon. Stabilim distanța. Distanța trebuie să fie cam atât, în jur de un centimetru distanța între curbura cârligului și bila de cârlig. Stabilim lungimea forfacului. Aici pescuim cu niște forfacuri puțin mai lungi. Puteți vedea de în jur de 25 de centimetri. Pentru că pe fund este puțin mult și forfacul și momeala de cârlig să fie la distanță față de plumb. Matisăm pe tija cârligului de mai multe ori. Întoarcem o dată din ochet, partea din față, strângem. Și pentru a... aceasta este montura. Pentru a face înțeparea mai bună, folosim un pic de shrink tube. Tăiem o bucată de shrink tube. De obicei, la un astfel de cârlig de tip wide gape, este foarte bine să folosim shrink tube, pentru că, o să vedeți, îmbunătățește mecanica cârligului și îi oferă un unghi mai de înțepare mai agresiv. Aceasta este mărimea shrink tube-ului. Îl vom băga în, cu tot cu bile, nu are nicio problemă, în
apa care fierbe. Lăsăm un pic, l-am scos. Îi dăm unghiul acesta despre care vorbeam mai agresiv. Și asta este montura. Pentru a nu se încurca în timpul aruncării, vom lua un manșon siliconic din acesta anti-încălcire și îl vom așeza pe fir. Așa. Luăm un vârtej. Facem unul simplu. Tăiem surplusul de fir. Și aceasta este montura pentru boilesuri de fond cu manșonul siliconic anti-încălcire.